Bună dimineața! Astăzi vă voi arăta rutina mea la mare. Doar că probabil ați observat, sunt răgușitul. Și nu știu de ce am răgușit așa tare. Apa din piscină e caldă, afară la fel e cald, deci probabil de la condiționerul din casă. Deși temperatura e de 26 de grade. Și cel mai interesant că rutina noastră începe abia la ora 11 și un sfert. Cu chiu, cu vai am reușit să o trezesc pe Mihaela cât de cât. Iar Ionuț încă doarme, chiar dacă stă pe fund. Ei! Mă doare ochii. Ceva în ochi. Ce ai în ochi? Ia să vedem. Într-adevăr. Tati, avem o problemă. Iată și altă problemă s-a evit la orizontul nostru. Oprim toate condiționerele. Și pornim ventilatoarele. Este. Închide ochii și punem. Acum încearcă să deschizi, încet. Așa, încă o dată. Deschidem. Vindecarea va fi mai nevoioasă. Pentru că acesta este Ionuț. Deschide ochii. Da, eu. Mica, tu bucură-te că aerul condiționat nu a influențat negativ asupra stării tale de sănătate. Eu îmi fac ceai, dar voi folosi apa îmbuteliată. Pentru că apa de la robinet de aici nu e chiar foarte bună. Nu e potabilă. Dar eu voi bea un suc. Eu mă duc să mă spăl pe dinți. Eu zic că, într-adevăr, să ne trezim cu toții și să mergem să luăm micul dejun. Dacă putem zice așa. Mihaela, prima dată are așa confură. Ia să te vedem în oglindă. Îți place? Da? Mergem la plimbare. Hai! Nu mă trec ochii. Okay. Ionuț nu trece deodată. Cred că două zile o să punem tratament. Miha, înainte să mergem afară, trebuie să facem toaleta de dimineață. Hai să ne spălăm pe dinți. Oh, ocupat. Hai în baie cealaltă. Cât este de fain să faci toaleta de dimineață afară. Eu îi zic, Ionuț, aceasta este baia părinților. Nu el aici să facă duș. Și m-a alungat pe mine afară. Ia să te uite aici, vis-a-vis. Ionuț, în duș se spală. Nu se fac bulbulci. Tate, mă aștept să mă duc în casă. Du-te, dar ia cu tine și toate hainele voastre. Ne-ați ocupat toată o scutărie. Acaparatorii ești. Bine că este o oglindă care mărește, căci fără de ochelari nu văd nimic. Chiar dacă este iarnă, înainte de a pleca afară, Matei trebuie să ne dăm cu protecție pentru soare. Așa e, Maudie. Mamă, ce de greu curge. Deși e lumiros, foarte frumos. Mai ales pe la urechi. Protejăm tot. Și nasul, și bărbia, și gâtul chiar. Nu mai putem scăpa de crema pe care o cărăm mereu cu noi. În fiecare zi ne este oferit diferit tip de crem de protecție solară și trebuie să le testăm pe toate, să vedem dacă care e mai bun. Prima activitate pe care o încerc să o fac pe plajă este să alerg cu picioarele goale pe nisipul încins și pe corali.
Eu nu am răbdare să merg până la ocean, chiar dacă este la doi pași de mine. Prima dată mă voi răcori în piscină și mă voi bălăci! Ce apă rece! Și mai fain așa! În ocean apa este mai caldă. Se spune că aici, în Maldive, toată această insulă este făcută din coral. Și da, am văzut cât de mulți sunt. Și în apă, oh, câte sunt. Melissa, tu ce faci? Fac gimnastică pe banda mea de alergare. Dar banda mea este întregul ocean indian! Unul în piscină, altul face gimnastică. Ce se face la ocean, Mihaela? Se bălăcește! Ce e caldă apa! Uite un rechin! Uite un rechin, Mihaela! Și mai mulți pești! Ce facem? Stăm în apă sau ieșim? Ne bălăcim! Îți place? Eu tot caut crab, dar nu-l găsesc. Și gimnastică! Așa se face la mare, la ocean. Așa! Apa e sărată? Acum hai sub apă. 3, 2, 1 și... Bravo, Mica! Încă o dată? În schimb, eu nu stau nici în piscină, nici în ocean. Ionuț m-a pus să fiu paznic cât timp doarme el. Să nu vină cumva vreun crab, de parcă-l mănâncă. Și... Așa! Și plutim. Așa, hai să ne culcăm, hai să dormim. Este aici foarte frumoasă. Ionuț, hai trezește-te! Ionuț, la noapte vei dormi, dar nu ziua! Apa e sărată, da, într-adevăr! Uaa, ce sărată! Hai să facem un duș! Mergem? Tate, uite ce am găsit! Dar ceva mai puțin viu, n-ai? Am coroan și spăiți frumoase! Uau! Vai, mă, așa colorate! Păcat că nu putem lua acasă! Vai, Matei, îți imaginezi cât de frumos ar sta la tine în dulap! Ia să vedem! E caldă! Ionuț, cioara ne-a furat mai multe lucruri de pe masă. Tocmai de aceea am zis să o prindem în flagrant delict. Cu dispozitive electronice. Auzi că plânge. A venit pe masă, i-au împurit camera. Nu trebuia să o fac pentru că camera face clink clink. Se aude. Încerc să întorc camera spre ea. Deci, chiar dacă suntem noi aici și chiar dacă camera urmărește, ea nu se lasă bătută. Vrea să vină să ia tot de pe masă. Mirce!
aici! A cărat de aici tot ce a putut! Mai ceva... Când a luat ciocolata. Aha, mai ceva ca cuțofienele. Nu știam că pot să fac asta. Ieri, seara, am primit aceste bomboane și deja s-au topit. Dar hai să o gustăm. Melissa, de ce ai mâncat aceste bomboane în timpul zilei? E ciocolată pe care scrie Good Night. E pentru seară, până de culcare. Până la restaurant vom merge cu mașina. Iar în aplicație văd unde se află ea. Eu paznic la masa cu delicii. Eu paznic la piscină. De ciori, dar și de milieci. Și din toată rutina voastră, eu trebuie să vă car și bagajele. În schimb, prânzul îl vom lua în cealaltă parte a insulei. Ionuț la noi se oprește la orice pas. Și de ce am zis să-i facem o mică farsă? Ionuț, de ce rămâi în urmă tot timpul? Am văzut un școli care este să mișca ca un caură, un păianjen. Adio, la masă. Repede prindem la puteri pentru că ne așteaptă activități super tari după aceasta. Hai, Mircea. Ce activități? Eu le-am pe ale mele. Nu știu cum se joacă acest joc, dar cred că mă pricep. Dar cel mai fain sport este acela care tu îl cunoști. Spre exemplu, tenis de masă. Nu zi hop până n-ai primit mingea. Sau poate tenis de câmp. Mă duc să-mi iau echipamentul. Dar stați, pe teren de tenis am găsit o păsărică și care... Probabil că... Nu mai este printre noi. O ducem în gana, locul ei. Eu cred că cel mai bun sport este cel care te provoacă să slăbești cel mai rapid. Asta, spre exemplu, tenis de câmp. Hai să nu-și construiești. Eu încep! Sever! Ce seamănă ca o fată de sirenă! Tenis, să vedem ce-am găsit eu! Ce ai găsit, Matei? Vino cu mine! Matei, eu mă tem pe aici să merg. Ce ai? Au câștigat mocoșii! Poftim! Am găsit nu știu de popor. În joc a intrat mami, campionul familiei noastre. Mircea, prea departe, contul ăla. N-am mâncat cereale dimineața, iată ce înseamnă, nu am putere. Cel mai bun joc e acel la umbră și la răcoare. Da, cineva se joacă, cineva se distrează, dar eu trebuie să stau cu cei mici. Mai vezi de bronzat, duceți-vă și la leagă. Mircea, toți copiii de seama ta sunt la fotbal acum. Iar tu ce faci? Ia! Spală. Ceva trebuie să fac cumva să-i scot de aici.
Nu mai scăpăm de terenul ăsta de joacă. Nici 48 de ore. Copii, dar eu am ceva și mai interesant pentru voi. Cine vine să vadă? Următoarea activitate o aleg eu. Să vedem cine se va ține cel mai mult pe o placă. Practic, majoritatea timpului pe această insulă ne-o ia pe hidratare și protecție împotriva razelor solare. Soarele e foarte puternic aici. Iau apă. O activitate pentru cei mici. Leagăn. Dar stați, am o idee și mai bună. Haideți cu mine. Melissa, hai să testăm. Cine se ține ce mai multe aceste bărci? Plăci. Eu mai stau mai mult decât tine. Eu și eu am balansat bine. Atunci hai să vedem. Prea multă laudă? Să vedem fapte. Ce nu vorbe? Vai, ce e faină! Să nu mergem prin piețe! Nu doar Melissa și cu Mircea au activități interesante. Să vedeți ce îi așteaptă pe picii din familia Melimi. Da, mergem la tobogane. Și nu numai. Hai, Melissa, te opric la mal. Vin și eu. Și începe marea distracție. Să zâmbim noi, să plângă ei. O, Mircea, ești curajos? Da, doar că pleci la mal. Hai, Melissa, vino. Acum încerc să-mi țin echilibrul pe picioare. Melissa! Ce? Bine, bine, pe jos! Și acum am prins la curaj, mă ridic în picioare. Oh! Am reușit! Hai să înoată! Tu să înoat așa? Mi-e frică să cad! Hai, Melissa! Iar pleci la mal? Împotriva mea. Așa. Și acum plec spre Mircea. Să rămân pe loc. Acum mă duc în ocean. Bravo, Mircea. Ai reușit. Dar n-am văzut în apă. Am făcut pizza. Melissa, iarăși? E... Vreau să încerc ca Mircea. M-am pus greșit atunci. Mircea, întoarce-te! Nu! Hai, așa, hai, întoarce-te, încă! Come back! Mircea, întoarce! Încă! Iar Melissa nu se poate ridica? Mircea a plecat. Pa, pa, Mircea! Nu se poate întoarce! Wow, cât crad de aici se mișcă! Mm.
Cum e apa? E caldă sau rece? Iar eu voi sta sub umbrelă pe șezlongurile voastre. Nu aveți nimic împotrivă? Mami, noi vrem să mai stați noaptea. Mircea! Hai așa! Mamă, ce pești sunt pe aici! De vreo 3 kg fiecare! Păcat că n-a luat undița! Hai, Melissa, arată ce poți! Sau ce nu poți? Eu nu vreau la crab! Pa, pa, crab! Nu! Hai că urcă la tine pe barcă, crabul! Mircea este în spatele meu și sper să ajung prima, să fiu câștigătoarea. Să vedem cine e primul! Trebuie pantaloni lungi? Data viitoare, Mihaela, ne pregătim mai bine. Luăm pantaloni lungi. Băieților le-au pregătit și prosoape. În primul rând, toate să ne învățăm să ne ținem pe aceste plăci. Mai ales că sunt valuri. Hai că la mală e ok. Și mai departe? Mami, fii atentă la mal. Dacă cazi și peste petricele, peste corali, te poți răni grav. Eu zic, hai de acolo să începem. În genunchi am reușit aștia. Picioarești în picioare. Ridică-te în picioare. Nu te lasă în picioare, Lisa. Da, ce vrei, corect. Ok, ai pierdut din prima. Ridică-te în picioare. Melissa, la o parte. Nu te-a dus bine. Și un picior este. Vai. Și al doilea. Așa? Eu îți propun să-ți descalci șlapii. Să fie corect și în genunchi. Nu. Mamă. Nu. În genunchi mai bine. Mami, nu te lua după tati. Aici e prea mărunt. Ai avut dreptate. Am picat pe corali și nu aveam încălțăminte speciale. Eu am și încălțăminte. Oricum, mi-e frică. Ridică-te! Mă ridic! Mami, îndepărtează-te! Ce mi-ai făcut? Nu suntem prea adânc, tati! Nu-i prea adânc! Și la 3, eu mă ridic! Și tu, tati! Atunci, prima mami. Tu de ce prima mami? Dacă eu prima, atunci eu câștig challenge-ul. Eu sunt gentleman. Aaaa, și ia priviți. Și? Și ce să fac cu ea? Nu pot. Ia. Yeah!
Cum am făcut asta? Uite așa! Hai că încerc și eu. Încerc și eu. Eu gata! Toți au bătat pentru mine, tati, până acum! Da? Mulțumesc pentru familiile mie! Tu-i mare! Hai, tati! Barca a mamei lui de barcă! Descalță-te! Haide, tati! Haide, da, tati! Da, așa se poate! Așa se poate, Melissa! Nu, mai sus! Nu vreau! Ce faci, Mihu? Mâncare pentru mine? Supă! Miha, eu sper să fie delicioasă, nu cu ceva neplăcut. Dar ok, în fine. Dar mie îmi place să mă joc aici la copii, chiar dacă piscina e destul de neadânsă. Graba strică treaba! Sau te faci să cazi în vârful. Nu s-a mai departe de mine. Atâi! Este! Hai! Hai, cazi! Lasă, Melissa, nu-i cazi tu. Opa! Tati, ce-a fost asta? Mami, îmi se șterge asta. Melissa, pornește filmarea atunci când deja voi fi sus pe placă. Să vadă toți abonații cum te urci tu. Melissa, șterge ce, te-am rugat. Nu din ce cauza la mine barca duce ba în spate, ba în față. Tu te duci ba în spate, ba în față. Diagonală? Da. Hai că încerc. Cu fundul la Melissa. Cap în jos. Nu, tati, am încercat pe diagonală și nu mi-a ieșit, am căzut. Hai, spune Melissa, mami. Mai mă minte. Hai, tati! Hai, ha. Hai, tati! Și... Yeah! Nu te ține de pământ! Mă țin de pământ! Hai! Părbite broască! Hai, tati! Mami, mă dau în braț! Mă dau în vâsla! Mami, mă părți, mami! Poftim! Mami, mă părți, mă părți, mă părți! Ține vâsla! Mami, mă părți! Ține vâsla! Hai, hai! Tati! Ce-ai făcut, tati? Mami, vine! Cine a câștigat în acest challenge? Melissa cu Mica sau tati cu mami? Hai, tati, dă-mi și mie să plutesc! Melissa, până nu mă învăț să merg pe placă, eu din Maldive nu mă duc. Nu plec. Voi plecați acasă, la școală, să încep orele. Iar eu rămân aici până mă învăț. Și vin acasă cu placa. Ori în bagaj, ori pe placă pe mare. Oare câte zile și câte săptămâni voi avea nevoie să mă învăț, a? Tot balansa. E tu. Cu bărcuța asta. Ui!